Un procuror din cadrul Centrului Național de Corupție a fost reținut în flagrant delict, el fiind suspectat de luare de mită. Despre asta a anunțat astăzi, în cadrul unei ieșiri la presă, șeful CNA, Viorel Morari, care a spus că în schimbul a 1500 de euro, învinuitul urma să soluționeze favorabil cauza penală deschisă pe numele unui polițist. Procurorul i-a formulat cerere de extorcare a banilor în valoare de 1500 de euro pentru a primi o decizie favorabilă pe marginea cauzei penale din gestiunea sa, care el invoca că conduce, invocând că banii sunt destinați atât lui cât și pentru conducerea procuraturii. Aseară, noaptea în jurul orelor 21:30, a fost reținut în flagrant delict procurorul, tot de către alți procurori în Procuratura Anticorupție. Potrivit lui Morari, procurorul a pus la cale planul dat chiar în incinta CNA-ului. S-a decis pornirea urmăririi penale, deoarece s-au constatat anumite circumstanțe că procurorul a invitat peticionarul în incinta sălii de audiență a Centrului Național Anticorupție, în circumstanțele în care nu avea anumit statut peticionarul, precum și-a avut anumite întâlniri în afara localului procuraturii. Menționăm că referitor la procesul intentat pe numele omului legii, șeful CNA a spus că acesta este învinuit pentru consum de droguri. În această ordine de idei, Viorel Morari a reiterat faptul că principalul lui obiectiv rămâne lupta împotriva corupției, iar dacă nu-i va reuși acest lucru, este gata să-și prezinte demisia. În circumstanțele în care nu o să am calitățile manageriale corespunzătoare să curăț instituția sau să continui în cadrul unor sau cu suportul unor colegi integre, atunci, la un moment dat, eu trebuia să-mi dau demisia. Ce ține de procurorul reținut, acesta și-a recunoscut fapta.